Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Tasty Planet Back for a Second. Apăsăm butonul de play și îi dăm drumul și lăsăm vrăjala. De fapt, mai avem foarte multe nivele aici, dar v-am spus la recută, nu cred că vom reuși să terminăm seria, dar mulți mi-ați spus să mai fuck, I hate snakes. Oh, serios? Oh, eu nici nu am văzut că mapele au titluri. Save the dinosaurs, bone maze. Oh, ok, și asta cum se numește? Let there be God? Cine vă scrie acolo? Hai să vedem. I hate snakes. Urăsc șerpi. Hai să încercăm. De ce nu? Oh, egipteni. Chestii, trestii. Oh, stai, de ce ne bă joc din mouse? Joc de pe tastatură. Ok. Vreau să mănânc egiptenii. Vreau să-i devorez. Da, și mi-ați spus voi că mai vedeți episoade de Tasty Planet. Mi-ați spus acolo, bă, Rafa, eu mai vreau episoade. Ok, am înțeles ideea. Însă sunt prea multe nivele, nu știu dacă vom reuși, adică... Nu știu ce să zic. A, pot să mănânc egipteanul. O să mănânc și șarpele la imediat. Yo, vino cu acel boss. Am 47 de centimetri. Oh, pardon. Pardon. Deci, aparent, spre dezamăgirea mea, chestia asta nu e o scamă. Este altceva, dar nu știu de ce am crezut că e scamă, adică... Habar nu am, dar nu este o scamă. Opa. Așa mi-a părut mie la prima vedere, o scamă, dar... Da, nu e o scamă. Bă, chiar cum ne-a să zice scamă în engleză? Mănânc și șerpii, I hate snakes, dar eu îi mănânc. Numai sâsâi la mine. Îi pa pe toți. Hai că nivelul ăsta a fost destul de repejor. Ok, asta sună puțin cam ciudat, dar l-am terminat destul de repede. Cred că vreau să mănânc niște șerpi. Nu cred că mai vreau să mănânc oameni. Da, asta aș vrea să fac. Să vină șerpii. Șerpii. Dar nu prea-mi plac șerpii. În viața reală să-i văd așa, adică mă sperie. Mă sperie. Sau păienjenii. Aproape 1.50 cât trebuie să fac. Silver! Prima dată când am terminat atât de repede. Prima noastră medalie de argint. Urmează aurul, ha? Ok. 1.50, hai că... trebuie să mănânc 98 de mumii? Ok, deci trebuie să cresc cât mai repede ca să pot să încep să mănânc mumiile și apoi trebuie să mănânc 98 de mumii? O, Doamne! Stai, ce? Trebuie să mă mișc mai repede dacă vreau medalia. Chiar dacă nu m-a ajutat cu nimic medalia, totuși. Și am dat și volumul mai... credeam că pot să mănânc mumia, dar nu. Am dat și volumul mai tare ca să auziți și voi și am văzut că se aude mai tare muzica. Adică e ok. Avea o sabie în mână, ce naiba avea. Haide, haide, vreau să mănânc. Mănâncă sabia, mănâncă tot ce prinzi. A, nu e o sabie, Doamne, ce retardat sunt. De ce ne mă credeam că e o sabie, când nu e o sabie? Și nu uitați, băi, să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de Tasty Planet. Dacă vă mai place seria. Hai, bă, păi până apuc eu să mănânc mumia aia, să duce tot timpul, ești nebun. A, naiba. Când pot să mănânc mumia? Băi, ești nebun. Poți să mănânc doar astea din spatele lor și nu cred că rezolvă nimic. Cred că asta e foarte greu. Serios, chiar trebuie să mănânc astea? Chiar. Vreau să mănânc mumia. Am mâncat tot ce era pe jos. Gen foile alea sau prostiile alea. Săgeata aia nu ne mai arată. Mai erau astea. În sfârșit. Bărâncă-le pe toate. Tot. Stai că am dat una. Aha. Trebuie să mâncăm 98 de mumii. Oare sunt toate pe harta 98? Na, nu cred. Sau posibil. Posibil. Aha, ia uite, mănânc și chestia asta. Niam, niam. Câte două, așa. Nu mai știu care era timerul. Suntem foarte aproape, băieți și fete. Nu pot să trec pe acolo.
Aia mare se pune ca mumie? Nu cred. Nu, erau sus. Am crezut că mai sunt. Cred că au fost toate. N-am luat nimic. Fuck, am eșuat. Hippos and houses. Ia. Yeah. Oh, nu, iar muzică de vloggeri. Aolea. Mănânc direct oamenii? Serios? Deci cineva sunt un fel de atom, ceva, chestie care crește mai mult decât ar trebui. Să înțeleg că ăsta e un oraș. Alea sunt căsuțe. Și mănânc toți sătenii. Băi, mă lași. Știți ceva? Tot scamă sunt. Sunt o scamă rea. Ok. Băi, nu mă gândeam să fie atât de bună sugestia băiatului. Adică v-am spus că mi-a sugerat cineva, bă, Rafa, joacă și tu Tasty Planet. Și am zis, ia bă, ce-o fi mă, hai să căutăm. Și am văzut jocul ăsta și am zis, bă, cu neba nu l-am jucat noi. Adică l-am mai văzut la alți youtuberi, dar nu m-am gândit să filmez și eu. Și aparent vă place seria asta foarte mult, adică... Nu cred că am mai primit o sugestie atât de bună de la un abonat de foarte mult timp. Pentru că mulți îmi sugerați jocuri, na, sunt foarte mulți care sugerați jocuri. Dar... Când văd un joc, am așa idee dacă o să vă placă sau nu, adică am început să vă cunosc cât de cât. Să-mi dau seama cam ce v-ar plăcea și ce nu v-ar plăcea. Și multe sugestii nu sunt prea strălucite, cam asta e ideea. Oi, bă, câți oameni mai mănânc? Când mai cresc și o să mănânc o sute, ce naiba e aia? Oh. Știi, chipă, puteam să o iei cald, ce naiba e? Papă, oamenii! Deci uitați-vă în stânga acolo sus, o să... mă ustură ochiul! Au! O să mă fac gigant! O să mă fac foarte, foarte mare. M-a usturat ochiul acolo, nu știu ce s-a întâmplat. Ceva neobișnuit. Mai mănânc mulți oameni! Holy shit! Cred că ăstea trebuie să le mănânc, să stau pe ei să farmez. Ăștia... gata, mă! Hai că începe, băieți! Începe joaca! Păi ăștia... sunt prea mari. Gata, mă, până aici a fost. Și crocodilii. Dar stai mă, că scrie în stânga jos ce mănânc. Yummy! Iată, nici nu văzusem partea asta. Wow, pap tot. Stai așa că e și aici jos. Vai de capul meu. O să încep să mănânc clădirile. Și când o voi face, s-a terminat tot. Copaci, ce n-ai... dar sunt multe animale, mă, aici. Vedeți, la început erau de mari și acum sunt așa mici animalele. Chiar zici că e un fel de maze ăsta. Un labirint. Go green. Mănâncă copacii. Nu mai sunt animale. Uite, bă, aici, uite câte sunt. Bagă, bagă, e bună carnea. E bună. Mănâncă tot. Hai că i-am curățat pe ăștia. Nu știu cât de mare trebuie să fiu ca să încep să mănânc casele. Abia aștept pentru că va fi distractiv, sunt o groază. Pietre, ok. Yummy! Am mai rămas cu pe ce e ăia. Asta nu știu ce naiba e. Pregătiți-vă băieți că a început haosul. Dacă ar exista așa ceva și în viața reală, o scamă ca asta. Sau ce naiba o fi să mănânci așa ușor clădirile? Zici că sunt pietre, nu zici că sunt clădiri. Holy fuck! Wow! Chestia asta e foarte satisfăcătoare, nu știu de ce. Dar este foarte satisfăcătoare. Ia uite aici. Ok, sunt prea mare. Aproape 20 de metri, ești nebun? Holy shit! Cat worship! Nu-mi zic că mănânc pisici. Mănânc doar pisici? Meu. Aha. Mănânc toate pisicile. Mari, mici, nu contează. Zici că sunt niște șobolani, nu pisici. Cum face, zici că plânge. Miau. Miau, miau. Aha. Cred că va dura ceva nivelul acesta. Opa. Îmi place momentul în care te crești și se extinde mapa. Pentru că, vedeți, momentan pot să mă duc până acolo, dar când o să cresc, o să se facă uriașă mapa.
Oh, deja pot să mănânc pisicile alea mari. Gata, nu mai alergă nimeni. Ia veniți, bă, coace. Ce alergi, mă, tu, mă? Ha. Te-am păpat. Tot mănânc, nu las nimic. Mau Kitten, Egyptian Mau. Dar ce sunt chestiile astea? Abia aștept să le mănânc, să vedem ce sunt, că sunt tare curios. Trebuie să mănânc doar pisicile mari. Doamne, sunt pisici de alea egiptene. Al naiba să fiu. Credeam că am 49 de metri. Mi-a spus voi acum în comentarii că la ultimul, în ultimele nivele o să mă fac foarte, foarte mare. Abia aștept, dar până acolo mai e o groază. Câte pisici pot să mănânc? Oh my god. Parcă chinezia sau care mănâncă animale. Mai ceva. Uitați-vă câte mănânc. 70, aproape un metru. Oh, uite-mă. Best statue. O statuie, dar nu știu ce ar trebui să însemne. Miau, 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 miau. Vă mănânc pe toate. Oh, Doamne, deja începe, băieți. Pregătiți-vă. Cred că o să mă extind și mai mult, pentru că nu mai am ce să mănânc. Da, eram sigur. Holy fuck. Oh, Doamne, uite-te aici. Oh, 3 metri. Zic că pot să mănânc și astea. Oh, o să mă fac și mai mare de atât, să vedeți. Iar se extinde harta. 100%. Oh, e uriaș. Vai de mine. Îmi place. E ceva unic. Parcă în episodul anterior, da, erau... N-a fost nimic așa mai special. Dar acum uitați-vă la chestiile acestea pe care le mâncăm. Da, practic pot să mănânc totul. Am 29 de metri. Deci deja încep să devin foarte mare. În nivelul anterior aveam 39 de metri. Cu atât am încheiat. Parcă. 40. Câți metri are un bloc? Cred că sunt mai mare decât un bloc. Băi, eu nu mai am ce să mănânc. Băi, băiezu. Oh, aera. Silver am luat. Ok, încep să mă mici mai repede. Cow crossing cu vaci. Oh. O să dureze o veșnicie. Oh my god, imaginați-vă când o să încep să mănânc toate vacile astea. Ah! Pardon, mă scuzați. Oh, coming through. Oh, o parte. Văcuțo. Este că dacă mă lovesc de ele, scad. Mănâncă nasul. Ok. Totul e bine. Melodia asta e cam creepy. La la la. Nici nu știu ce mănânc, line, ce naiba e aia? Mănânc numai mizerii. Dar când o să încep să îngurgitez prima vacă, holy shituleanu, băieți, doar imaginați-vă. Oh. Oh. Pardon, scuzați, doar degetele. Vai de capul meu, și mi-am schimbat tastatura. Am schimbat tastatura cu prima mea tastatură pe care am cumpărat-o, așa mai oficial să zicem, și care mi-a plăcut foarte mult. Este un Razer Deathstalker, mi se pare că se numește. Și ce-mi place la tastatura asta, nu că e de la Razer, ci butoanele. Are butoane ca la laptop, gen micuțe așa, nu înalte. Am să vă pun o poză pe Facebook după ce fac eu tot setup-ul cum doresc, să vedeți. Dar e foarte șmecheră tastatura. Mi-a plăcut mereu tastaturile care au butoanele gen ca la laptop, așa, fără să fie înalte. Low profile, nu știu cum să zic în română. Hai bă, când mai cresc și eu? 1.33, nu mai nimic de mâncă pe aici, ești nebun? Am uitat că astea nu se mai spawnează. Dacă mă lovesc... Oh my god. Ok, nivelul ăsta e greu.
Pentru că dacă mă tot lovesc, nu rezolv nimic. Cred că trebuie să dau restart. Vai de capul meu. Nu trebuie să mă lovesc deloc. Hai mă, că sunt multe chestii aici. Nu! Vai de mine. Cât trebuie să am, mă? 2 metri? E greu. La la la. Asta e primul nivel greu. N-am decât să merg în spatele vacii. Să nu mă mai duc în zigzag. Hai că am mâncat multe aici. În sfârșit! Oh my god! Fugiți, vacilor! Da, fugiți! Nu mai aveți nicio scăpare! Fugiți pentru viețile voastre amărâte! Oh my god! De când așteptam momentul? A durat mult mai mult decât trebuia. Eu l-am făcut în 3 minute... Nu, în cât... trebuia mult mai repede, da, m-am mișcat eu greu. Ok, hai, ultimul nivel. Nu mai știu care era titlul, dar, ok. Adică nu l-am citit. Și ăsta, Arabian Fowl. Îmi place melodia. Ok, mâncăm căluții. Căluții e și ei suflet. Era file 2016. Dar nu contează, trebuie să ne hrănim. Pietre, orice mănânc. 91 de centimetri. Nu cred că o să mă fac prea mare în nivelul ăsta. Oh, vino încoace, unde fugi? Unde fugi, întrebarea? Câta piatra. Uite pe ăsta ce fuge, ești nebun? Crezi că am un metru? Frumos. Frumos, veniți încoace. Pe toți îi mănânc. Poți să mănânc apa, ce naiba? Bine, în episodul anterior mânca lavă, deci nu mă mai miră nimic în jocul ăsta. Mă gândeam că lava mă va opri, dar aparent nu. Nimic nu mă oprește. Opa. Papă tot. Tot. Ia uite-l și pe la acolo. L-am păpat. Vai de capul meu. Poți să mănânc apa? Ia că sunt curios. Na. Nu-s destul de mare. Poate mai spre final. Bă, nu știu, dar îmi place melodia asta. Se potrivește cu jocul. Bă, cine mai am mâncat? Mâncat aproape tot, ești nebun? Bine că ei tot apar, deci... presupun că ei voi mânca până nu mai rămâne... De fapt, dacă tot apar... credeam că o să mă măresc chiar, dar aparent nu. Copacii nu pot să-i mănânc, doar cai. Uite-i! Am zis prea târziu și m-am făcut și verde. A fost un nivel foarte simplu ăsta, adică am mâncat același lucru tot nivelul. Cam ciudat dacă mă întreb pe mine. Ok, 2 și 15. Din cât? 2 și 10 era bronzul. Hippo Island. Ok, foarte bine. Cred că ne apropiem de jumătatea jocului sau ceva gen, habar nu am. Însă vom încheie episodul, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!